Eu cred că suntem în pierdere de viteză, așa cum în primăvara trecută nu ne apucam de stadion, tot crezând că o să vină cineva de sus să lucreze. Eu cred că dacă primăria nu grăbește procesul, suntem clar în dificultatea de a juca la Botoșani. Reținem, vă spun 100% că nu se termină, în opinia mea, dacă nu se întâmplă ceva extraordinar, nu se termină nocturna la începutul sezonului viitor. Asta e ce opinia mea. Iar dacă nu înțelege asta, nu e treaba noastră, ce n-ai joc lui este treaba proprietarului, treaba primăriei și cred că domnul primar ar trebui să accelereze. Dar aproape că nu-i treaba mea. Și chiar nu-i treaba mea. Eu am fost la acea licitație, am participat, nu știu dacă asta, clasa sper să particip, am bar, n-am, care va fi care licitație, ca să văd cum intrăm în licitație, dar eu cred că foarte multă lume nu a avut încredere în noi. Foarte multă lume a crezut, lăsați-i, că așa se neacă, nu e mai trebuie nici mama, nu trebuie nici pantaloni, nu e mai de nocturn, mă înțelegeți? Nu costă de ce. Nu costă, tu de ce, adică, deci toată lumea s-a uitat la noi ca niște pierduți. Din fericire am avut încredere, am crezut în antrenor și în echipă, am pus și putări în iarnă. Nu vă povestesc și de eforturile financiare de a reține într-un mod real echipa asta, dar foarte, foarte multă lume vă spun, n-au crezut. Și eu cred că primăria astăzi poate fi un semnal final de alarmă. Pentru că am văzut câți oameni pe stadion și se poate întâmpla cu opinia publică dacă nu jucăm la Botoșani. Închipuiți-vă că rămânem în divizia și eu mă rog Dumnezeu să rămânem și sper să rămânem și jucăm primul meci, din întâmplare, da? Avem cu Steaua sau cu Dinamo sau cu echipa de asta de top și jucăm la Iași. Închipuiți-vă care este frustrarea care va fi în inima fiecărui iubitor de fotbal și nu numai. Dar e și treaba de noastră că la Iași o să lucrați cu 500 de oameni. Eu pierd, bineînțeles, bineînțeles că e treaba mea, treaba mea este, dar eu nu pot organiza, eu nu pot pune presiuni. Mai o chestiune, eu ce să pot pune presiuni ca să mă licitați eu? Eu am venit data trecută, în ultima clipă și am licitat pentru că nu venea nimeni. Și rămâneam și era mai grav ca acum. Eu sper că lumea nu l-a să înțeleagă. Dar, o dată, nu e... Dacă privim un ușor, tot ce este întâmplător, întâmplare din aia asta. Primarul a fost la mici astăzi. A fost domnul primar la mici, a plecat foarte fericit. M-am ocupat cu dumnealui, cred că știe ce... Nu ai ajuns și ceva la ori? Nu. N-am șoptit. Eu vorbesc mai... așa mai... tare. Domnul Șoptă, cu mine. Ne-am să vă dar să vă dar